Bună tuturor celor din Zodia Berbec sau care aveți ascendentul sau luna Zodia Berbec și bine v-am regăsit la citirea generală pentru perioada 16-31 iulie 2023. Voi începe cu un mesaj din partea puterii gândului. Au ieșit două pentru voi și le voi lăsa pe amândouă transform fiecare experiență într-o oportunitate. Ce frumos! Fiecare problemă are o soluție. Toate experiențele sunt pentru mine oportunități de a învăța și de a progresa. Sunt în siguranță. Deci voi în perioada următoare cu fără doar și poate veți găsi soluții la toate problemele pe care le veți întâmpina pentru că aveți și experiența necesară. Pentru a transforma tot ceea ce vă doriți în realitate. Munca mea este plină de satisfacții. Într-adevăr, vedeți că mesajul continuă frumos pentru voi. Astăzi dau tot ce este mai bun din mine, știind că atunci când o experiență s-a încheiat, sunt îndrumată, îndrumată către experiențe și mai pline de satisfacții și recompense. Cu siguranță voi veți avea parte de o perioadă foarte frumoasă și foarte bogată, mai ales din punct de vedere profesional, dar și în viața de zi cu zi. Și haideți să începem cu energia principală pentru prima săptămână din acest interval de timp și aici avem un doi de uh, monede ori primiți o sumă de bani, ori veți oferi un ajutor în prima săptămână, sunteți într-o așteptare, poate trebuie să luați o decizie, o hotărâre în legătură cu două situații sau aveți de făcut mai multe lucruri în același timp și va trebui să vă hotărâți care este mai important, pentru că nu prea vedeți limpede lucrurile, vă simțiți așa un pic forțați, vă simțiți cumva într-o situație fără ieșire pentru că nu vedeți care ar fi cea mai bună variantă. Poate aveți nevoie de o sumă de bani suplimentară, poate aveți nevoie de mai mult timp pentru a face tot ceea ce v-ați propus și vă simțiți cumva așa sufocați de toate sarcinile care vor veni. Puteți se vedea face cu semne de pământ, taur, fecioară, capricorn, dar și cu semne de aer, în balanță, vărsător. Ca să puteți rezolva, cu siguranță aici ne axăm foarte mult pe putere, pe siguranță financiară, siguranță materială. Ca să aveți parte de tot ceea ce aveți nevoie în această săptămână, va trebui să vă uitați foarte profund la situația respectivă sau ce v-a condus în situația prezentă, pentru că de pe nepunță masă apare un ajutor în calea voastră. Este o persoană foarte puternică sau poate fi vorba de o instituție care să vă ajute într-o anumită chestiune. Aveți multe mesaje, aveți și mesaje suplimentare. Poate fi vorba de o vizită, o vizită surpriză pe care o veți avea în săptămâna aceasta, pe acestea le voi lua ca mesaje suplimentare. Poate va trebui să faceți un drum pentru, că, pentru a rezolva într-adevăr o problemă care se tot așteaptă rezolvată de foarte mult timp. Mai am nevoie de un singur mesaj. Ia uitați cum vin niște vești, dar apar niște vești întârziate către voi. Este foarte posibil ca unii dintre voi în această primă săptămână din intervalul 16-31 iulie să aveți parte de o împlinire sau de un rezultat fericit într-o anumită situație dar în același timp mi apare oarecare instabilitate în relații, vă simțiți oarecum trădați sau nu vă puneți de acord în anumite privințe voi cu persoanele din jurul vostru parcă aveți așa o piedică și asta de ce? Pentru că întârzie o un mesaj să vină către voi. Poate veți deplăti niște facturi sau poate fi vorba de un mesaj, de un apel telefonic, de un document sau de niște bani pe care îi așteptați. În a doua săptămână din acest interval vă văd un pic stresați, un pic dezorientați, abandonați oarecum pentru că aveți foarte multe sarcini de dus la îndeplinire și nu știți dacă veți face față acestor lucruri. Poate fi vorba și de foarte multă muncă, poate veți de-a face cu semne de pământ, taur, fecioară, capricorn, semne de aer, gemele în balanță, vârsător sau semne de foc, berbec, leu, săgetător. Încheiați o perioadă foarte grea în care ați muncit extraordinar de mult, poate chiar de luna iunie, se sentind anumite situații care tot se cer rezolvate sau sunteți stresați încă din, din luna iunie. Aici mai vorbim și de faptul că scăpați de niște situații um, complicate, dar veți avea de-a face cu fel și fel de oameni în, în săptămâna aceasta. Iar lucrul acesta vă face să vă simțiți oarecum prins așa, într-o capcană. Nu sunteți foarte încrezători de ceea ce vine către voi. Aici mai poate fi vorba și de faptul că în anumite situații Vă simțiți oarecum blocați sau uh, poate fi vorba de pierderea unei prietenii, pentru că văd aici o persoană care este cam capricioasă, cam mofturoasă și vă poate da mari bătăi de cap. Din punct de vedere amoros avem un trei de spade, o inimă rănită. Cred că voi ajungeți în punctul în care veți spune stop, gata, până aici. Nu mai vreau să fac niciun compromis, nu mai vreau să trec cu vederea rănile care, care sunt provocate sau îmi sunt provocate de persoana iubită, pentru că văd aici o persoană care vine către voi cu multă dragoste, cu multă împlinire, vine și vă cere iertare, vrea să vă împăcați, vine cu niște um, promisiuni. Poate fi vorba și de o legătură de trio care este un pic mai încordată, să spunem așa, pentru că se văd soluții, se găsesc rezolvări și într-adevăr vine persoană cu multă sinceritate către voi. Nu prea sunteți încrezători pentru că simțiți că mergeți pe o cale greșită din punctul acesta de vedere, vă simțiți singuri, vă simțiți un pic prea încărcați, să spunem așa. Aici poate unii dintre voi aveți o relație cu o persoană mai în vârstă decât voi sau o persoană care are o oarecare experiență. Văd și foarte multă singurătate și foarte multă tristețe, parcă vă lipsește această parte emoțională. Poate unii ați trecut printr-un divorț sau v-ați despărțit recent sau simțiți foarte crunt pierderea persoanei iubite, că este cineva care parcă pleacă dar cu toate acestea, într-adevăr, parcă treceți printr-o criză emoțională, unii dintre voi chiar aveți tendințe de, parcă sunteți așa un pic depresivi, dar mi pare și magie neagră și la unii dintre voi. Pe partea profesională avem multă avansare, multă mișcare, primiți vești din străinătate, ca o binecuvântare vor veni toate aceste lucruri. Rezolvați un conflict, rezolvați o problemă legată de locul de muncă vi se cere scuze, primiți o recompensă pentru o nedreptate care vi s-a făcut. Puteți avea de face cu semne de, pom de foc, berbecleu, A acei dintre voi care nu ați avut un loc de muncă sau lucrurile au bătut pasul pe loc în toată perioada aceasta, să știți că totul se va debloca pentru că ieșiți dintr-o stagnare. Pe de altă parte vorbim și de concedii. Este perioada concediilor, într-adevăr, și puteți avea Mm, un concediu în care să vă liniștiți, în care să vă regăsiți, pentru că apar și noi oportunități, apar și noi începuturi, voi aveți și începutul și sfârșitul, pot fi niște situații care se vor încheia definitiv, poate fi vorba de un nou proiect, poate fi vorba de un nou contract, o nouă colaborare care vă schimbă viața radical, unii dintre voi ați întâmpinat și unii în succes, ați avut niște incidente pe la locul de muncă, dar văd că totul se transformă, se schimbă radical din punct de vedere financiar, așteptați ca niște noutăți să se schimbe ceva, să primiți acea sumă de bani de care aveți nevoie, să vi se facă dreptate sau să recuperați. Văd că vă vin niște bani din străinătate sau în urma unei vânzări. Poate vindeți o casă, un teren, o mașină sau aici sunt niște bani investiți. Da, dar mi-apare o locuință, vă niște, văd o stabilitate din punct de vedere financiar pe care o așteptați de foarte mult timp. Primiți niște recompense, într-adevăr, dar în același timp vorbim și de faptul că așteptați uh, să, vă iase, să vă iasă o hârtie pentru a putea câștiga niște bani. Aici mi-apare și faptul că. Sunt împinați niște pierderi de bani, sunt mai multe cheltuieli, vă scapă din vedere niște bani sau aflați de ce tot ați avut pagubă din punctul acesta de vedere. Pentru că apare uh, nesinceritatea cuiva, este ca și cum cineva s-a folosit de voi, de bunurile voastre. Um, pentru că mi pare ca o iubire din interes, deci voi ați cheltuit niște bani pentru a avea parte de iubire, poate, sau aici, parcă aveți oarecum minima fântă că așteptați să vină ceva din punct de vedere financiar. Din punct de vedere al sănătății, chiar aveți nevoie de o pauză, puteți avea sau întâmpina probleme cu picioarele, dar văd vești bune care vin în legătură cu sănătatea voastră, dar într-adevăr cu picioarele sau poate fi o răceală trecătoare. La unii dintre voi, pe Doamne le văd un pic mai sensibile în perioada următoare din acest punct de vedere. Da, se pare că unii dintre voi chiar va trebui să aveți grijă, de exemplu mi-apar ca niște alergii, poate sau poate locuiți într-o zonă sau lucrați într-un mediu în care se respiră foarte greu, poate fi și lucrul acesta. Văd și niște analize medicale, parcă așteptați ca niște noutăți să vină către voi. Provocarea vine cu treiul de monede. Probabil să colaborați cu cineva, să stați de vorbă cu cineva, să intrați într-un grup în care nu suportați o anumită persoană. Iar lucrul acesta vă dă mari bătăi de cap. Aici poate fi vorba și de o renovare sau o reparație. Dar văd că veți străluci pentru că voi nu trebuie să vă lăsați copleșiți de oameni cu care veți intra în contact în perioada următoare. Și mai degrabă să fiți îngrezători pentru că apar realizări foarte mari, vă vine norocul. Bine norocul către voi. Ia să vedem. Bani, foarte mulți bani sau uh, vi se deschide o ușă către multă stabilitate din punct de vedere financiar, pentru că aflați niște secrete, aflați niște lucruri care, pe care le așteptați parcă de foarte mult timp. Pe de altă parte, mă duc cu gândul la o provocare care vine din partea unei femei o femeie mai în vârstă, aș putea să spun, poate fi o rudă, poate fi vorba de fosta soție în cazul domnului sau fosta iubită, fosta amantă, sunt niște situații veche și neîncheiate pentru că este o situație deja cunoscută de voi, deci știți despre, despre ce este vorba și... Situația aceasta poate deveni un pic dificilă pentru că nu reușești să găsești o soluție la timp sau să îmbunătățiți sau să scăpați de aceste energii vechi sau situații vechi. Surpriza vine cu șasele de cupe. Da, vedeți, are legătură cu trecutul, are legătură cu o situație care vă frământă, că ați fost abandonați, că ați avut o pierdere financiară, că ați avut parte de o pierdere destul de dureroasă. Puteți să vedea face și cu semne de apă, pe un pești, semne de pământ, ori capricorn, dar surpriza vine că voi veți încheia acea situație din trecut, apar noutăți, noutăți care vă vor face să străluciți la propriu și aduc multă stabilitate și siguranță în viața voastră. Poate veți transforma o situație negativă în ceva foarte benefic pentru voi și care o să vă aducă foarte multă împlinire, pentru că aici văd o prietenie, văd un ajutor, un confort care vine către voi. Um, și poate fi vorba de faptul că această persoană vă deschide ochii în legătură cu o problemă la locul de muncă, cu um, faptul la în modul cum cheltuiți banii că sunteți manipulați din punct de vedere financiar, că apare o lipsă de atenție în anumite detalii. Iar această persoană vine și vă ajută și automat vine ca o surpriză iar sfat Vine cu soarele, bucurați-vă de tot ceea ce vine și încercați să fiți deschiși la tot ceea ce vine către voi. Lăsați trecutul în urmă, dar încheiați acel capitol definitiv și bucurați-vă de noutăți, pentru că apar situații, um, veți fi foarte atenți la oamenii cu care veți intra în contact cu siguranță, și să vedem ce aduce în nou. Da, e ca și cum anticipați anumite situații care vor veni în viața voastră. Încercați să fiți atenți la tot ceea ce vine pentru că aici apare faptul că voi veți face sau veți depune un efort mai mare și vă veți sacrifica pentru a vă atinge, pentru a vă atinge anumite obiective, dar veți avea parte de lucruri neașteptat de bune. Încercați să vă păstrați calmul pentru că pot apărea și dureri de cap. Iar pe de altă parte vorbim și de faptul că uh, apar niște schimbări de poziție, de statut, vă mutați, poate fi un schimb de păreri sau uh, poate veți merge undeva, pentru că mi-apare această realizare. Oameni frumoși, cam atât am avut să vă spun, vă mulțumesc tare mult că mi-ați fost alături și astăzi, vă pup, vă pe toți cu mult drag și să ne auzim cu bine data viitoare. Pa, pa!